Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Am și uitat cum e să stai în picioare și să faci un vlog. Știu că așa era mai de mult, gen acum vreo 2-3 ani, așa se făceau vlogurile din picioare, dar eu l-am făcut pe scaunul ăla, știi, și am uitat și acum stau în picioare, că e lumina foarte proastă. Da, știu că v-am zis că apare episodul cu Snapchat-ul, dar telefonul ăsta nu vrea pur și simplu când filmez un videoclip de ăsta cu Snapchat. Vocea se aude după ce înregistrez eu, mă rog, e ciudat, am să văd ce pot să fac, dar o să-l pun și pe ăla. Astăzi o să vă spun 15 lucruri ciudate despre mine, o să fie awkward, așa. O să fie cringe, dar asta e, ăsta sunt eu, vi le zic și vouă, pentru că mulți mi-a scris că vreți să mă cunoașteți, știi? E normal când apreciezi pe cineva să știi cât mai multe despre el, așa că... Vi le zic ce am să fac. În prima parte a videoclipului doar o să le spun, știi că poate sunt unii care nu vor să stea până la final, iar în a doua parte o să le și explic de ce le fac sau, mă rog, de ce sunt așa, mă înțelegi. Tare mult v-aș ruga să apăsați pe clopoțel, că folosesc comunitatea foarte mult, știi, postul ăla de pe YouTube și e foarte tare că acolo ne înțelegem cel mai bine. Acum să trecem la porcăriile astea. 1. Mă șterg de mine când mănânc. 2. Țip când sunt plictisit. E o stare ciudată, dar așa fac, da. 3. Nu mănânc mulci. Am primit comentarii dacă mănânc mulci sau dacă obișnuiesc să mă scobesc în nas. Nu fac asta. Mulțumesc de grijă. 4. Îmi pocnesc degetele cât de mult pot. 5. Port șosete groase indiferent dacă e vară sau e iarnă sau e cald sau e frig, nu știu. O să vă explic. 6. Dacă adorm pe o parte, salivez, da. 7. Acasă mănânc cu gura deschisă. 8. Mă duc în sufragerie și mă arunc pe jos. 9. Nu prea știu să fluier, adică nu știu să fluier. 10. Când ajung acasă de undeva, trebuie neapărat să mă schimb în pijamale sau în hainele de casă. 11. Mănânc extraordinar de mult și continuu. 12. Devin foarte agresiv dacă îmi dă cineva o palmă peste față. 13. Sunt foarte păros. Asta am mai zis-o mai demult pentru abonații vechi, dar vă explic eu. 14. Nu am răbdare mai deloc. Și 15. Fac un sport de contact, adică de bătaie, dar nu-mi place să mă bată. Ciuda, nu? Da, cam astea au fost cele 15, sunt mult mai multe, dar pe astea am decis să le pun, adică nici nu mi le mai amintesc, sunt atât de multe când nu mi le amintesc, e paradoxal, dar da, așa se întâmplă. Bun, și acum să începem de la început, vi le explic pentru cine vrea să le știe. Da, mă șterg de mine când mănânc, fac asta foarte mult și foarte des, o fac mereu, am 17 ani, dar și fac asta. Pur și simplu ador să fac asta pentru că sunt hainele mele de casă, nu mă interesează dacă sunt murdare, sunt foarte comode, da, și pur și simplu pac, mă șterg aici, mă șterg de șosete, frate, mă înțelegi? Da, mă mai certam, mama, că fac asta, dar... Și-o dat seama că da, am 17 ani, fac asta și nu mai e nicio cale de întoarcere. Da, când sunt plictisit, țip. Nu știu exact de ce fac asta, de pur și simplu când e așa o stare de plictiseală, așa, adică nu știu, e aia starea monotonă cum ar veni. Pur și simplu simt nevoia, frate, să țip așa, să cânt tare, să cânt fără nicio noimă, să repet aceeași chestie în continuu țipând. Nu știu ce am, e un fel de energie plictisită, nu știu, abar n-am. Imaginați pur și simplu că stai în pat și deodată țip deodată, că așa ți se trezește. Era, e ciudat, dar așa fac. Nu mai zic pe aia cu munci pentru că sunt niște ciudați, dar mucoșilor, mâncați voi muși, nu ești, doamne. Da, îmi pocnesc degetele cât de mult, pot, nu știu, ticul ăsta l-am de vreo 4, 5, 6, habar n-am, nu știu, dar știu că ea are ceva timp, pur și simplu trebuie neapărat să îmi pocnesc așa degetele, nu știu, nu pot dacă nu sunt pocnite. Da, e un tic nervos că ăsta cu mușcatul buzei, trebuie neapărat să știu că sunt așa pocnite și dacă abia l-am pocnit, le mai pocnesc încă o dată, să fiu sigur că au pocnit de tot, știi? Păi și e un mit ăla, mă, că tremură degetele la bătrânețe că ți le pocnești. Hai, mă, lasă-mă, pocnește degetele dacă vrei. Ești un om liber, da? Ești un om liber, fă asta dacă vrei. Da, port șosete groase, de-astea pufoase de lână îmi plac cel mai mult, pentru că eu am, nu pot să zic o problemă, eu din nou un tic, cred, asta nu, e de fapt o problemă asta. Încă e vară sau iarnă, bine, vara încerc să mai stau fără, dar mie mi-e frig la tălpi, adică nu că mi-e frig, dar le simt reci și nu-mi place și trebuie să port șosete. Eu, da, e foarte ciudat, dar eu chiar port și acum. Băi, și de-ar fi faza doar că o fac pentru asta, dar nu e asta, o fac și pentru că ador să fac asta, nu știu, îmi place mult să port șosete. Încerc să nu ador pe o parte, dar așa se întâmplă majoritatea timpului și am și o explicație pentru asta. Eu respir pe gură, nu prea îmi place să respir pe nas, nu știu, simt, e ciudat și respir pe gură și când ador pe o parte nu există noapte în care să nu salivez. E foarte ciudat, da, de pur și simplu, adică când simt așa că ador, simt așa cum îmi curge saliva așa pe aici, da, e scârboș și e ciudat, da, așa fac, da. Nu spune că nu ți-ai găsit salivă întărită pe pernă, hai frate, las-o, că și tu faci asta, sunt sigur. Nu mănânc cu gura deschisă pentru că sunt un needucat, pur și simplu mănânc
mănâncă acasă cu gura deschisă, că mă simt mai liber, știi? Și nu există moment în care mama să-mi zică să mănânc cu gura închisă, da, acasă mănânc cu gura deschisă, pur și simplu e fain, gen, să mănânce, să plioscă așa când mănânci. În societate nu fac așa, acasă, da, fac asta. Oricum, acasă toți suntem mai niște ciudați, adică n-ai ce face, da, plioscă, e tare, frate, și mănânci și încadici mâncarea din gură uneori, dar îmi place. Să cred că am ramuri de neandertal, dar da, e omenesc să-ți placă, e te simți tu, mă, te-ai după mâine, îți scoate mâncarea din gură, pac, te ștergi de tine, asta e viața, mă, drag, Pavel, dacă nu știu, ciudat, rău, să mă, eu mi-aș da dislike, dacă mă înțelegi, Doamne, ferici. Asta cu sufrageria, sunt sigur că voia să aflați, da, deci, bun, când e să zicem că o stare mai monotonă, din nou starea asta monotonă, sau, nu știu, mă rog, sunt eu ciudat și prăjit. Nu mă simt așa, pur și simplu, din patul ăsta de la mine, mă duc în sufragerie, bă, și mă întind așa, bine, mă arunc așa pe jos și fac așa, un dansul jeleului, știi, de vreo prân. Mă întind, mă întind, o, dansul jeleului, chestii de astea, eu sunt prăjit, rău, dar trebuie neapărat să fac de asta. Sigur, cred că faceți și voi asta, mă rog, nu, mă rog, similar faceți și voi la fel ca mine, da, da, țip tare, mă arunc pe jos, mă întind așa pe pat, mă leșin așa, știi, singur. Într-adevăr, am 17 ani și nu știu să fluier, dar am o explicație. Eu când eram mic știam să fluier, bă, tu știi cum fluieram, bă, fluieram atât de șmecher, mă, și atât de tare, mă, pur și simplu, dacă aveam prieteni care stau la etajul 4, bă, eu fluieram, nu-i strigam, că mă înțelegi, așa făceam. Și cu timpul n-am mai făcut-o și am uitat, frate, și acum încerc de zilele astea, încerc din nou să învăț să fluier, e greu, e... Nu știu, mie este uneori mai bine, uneori mai rău, dar nu înțeleg, nu știu cum am uitat. Da, e un sentiment de rușine când vezi că puși mai mici decât tine știu să fluiere, sau fetele știu să fluiere, sau mama ta și tu nu știi, e trist și mai sunt și băia, da, e greu. Unii dintre voi cred că, dar de fapt sigur, când ajungeți acasă nu puteți să stați în hainele alea cu care v-ați dus la școală sau unde v-ați dus voi. Pentru mine e un chin, frate, să mă duc în oraș, da, și să mă întorc acasă, să rămân așa în bluș, să fac chestii în bluș sau cu tricou ăla. Deci nu se poate, bă, nu înțeleg, nu pot. Așa când ajung acasă, pum, direct arunc-l pe ăsta, mă bag în pantalonii mei comod, din tricoul meu comod, să fiu comod, mă înțeleg, fac hul așa. Dar da, știu persoane care nu se schimbă. Gen, nu știu, nu le place sau le ilene. Bă, și mie mi-e lene, dar crede-mă, orgoliu ăsta că trebuie neapărat să mă schimb, da, îl bate lenea, știi, dar în rest nu pot. Mă simt și ciudat, frate, gen, să stau cu blugi în pat, frate, când pot să stau cu pantaloni ăștia comozi de pijama sau ce am eu. Hai, frate, drum culo, ciudat, așa, bă, așa e treaba. Mănânc foarte mult, într-adevăr, e o calitate, un defect de-a meu, e un defect, cred că nu e o calitate, e un defect de-a meu. Avea eu 64-65 de kg sau câte am, dar mănânc continuu, crede-mă, deci, nu știu, și ador să mănânc, deci mă înțelegi, eu? Bă, îmi place, bă. Ia, bă, junior, când fac chestia asta și stau așa, bă, și gust, mă, și simt așa gustul mâncării, bă, îmi dau seama că îmi place, bă, adică domnul ăsta de trebuie să mănânci așa. Deci, nu știu, stomacul meu trebuie să fie într-o continuă digerare. Deci, el trebuie să aibă acolo ceva. Nu contează că trebuie să, că dacă termina, eu trebuie să-i dau un continuu. Deci, el trebuie să fie în continuu plin, dar nu trebuie să fie gol niciodată. Nu-i bine seara să mănânci, să-l lasă să odihnească. Nu, frate, deci la mine, eu nu pot. Deci, uite, deci eu ador mult mai bine dacă am stomacul plin, dar și nu pot să respir la cât am mâncat. Deci, atunci e mult mai fain. Decât să simt așa că, bă, mi-e puțin foame. Deci, de mine dacă mi-e puțin foame, mai bine. Uite, de acum mi-e puțin foame, mă înțelegi? Trebuie să mănânc chiar. Crede-mă, frate, mi-aș mânca 8 mese pe zi, dar n-am timp, mă înțelegi? Deci aș mânca continuu. Îmi place să fac asta. Nu pare că ești slab. Bă, așa mușchi, mă, e brandau, pare. Da, deci pare. Pot să mănânc mult, da? Și nici nu mă îngraș, asta e chestia, nașpa. Aia cu palma peste față, da, m-am certat și cu un prieten, am vorbit cu el 3 săptămâni, deși eram în aceeași clasă, suntem în aceeași clasă, o fost nașpa. Am avut o amintire neplăcută cu faza asta și pur și simplu, bă, turbez dacă nu-mi place, nu-mi place deloc. În jurul feții nu-mi place deloc, eu cred, dă-mi un pumn tare unde vrei tu, aici, în burtă, în piept, în număr, dar nu-mi față, că mă enervez foarte tare. Când e așa în glumă, știi, ești așa, băia, bun, sau de astea, așa, dar nu, bă, să stai așa, eu, bă, deci lasă-mă, că mă enervez pe mine, serios. Crede-mă, mie foarte greu să mă abțin când se întâmplă asta, adică pur și simplu mine să te omor, dacă nu te omor, să te bat până te omor, adică nu te omor, mă înțelegi, adică să suferi un pic, mă înțelegi. Asta că sunt păros, v-am mai zis, o, dar o știați și voi, dam o troaie de păr, am pur și simplu, eu când n-am nicio pereche de pantalon pe mine, de fapt am una, știi, că una e părul, știi, e paradoxal, dar am. Eu când sunt dezbrăcat, de fapt sunt îmbrăcat, știi, cam așa, o haină de păr pe mine, știi, deci eu am mai multe haine pe mine, dacă mă înțeleg. Cred că 5 kg din corpul meu le are numai părul, adică da, am foarte mult, da, v-am mai arătat într-un video trecut, cât așa nu vă mai arăt și acum, atât să mă cred pe cuvânt. Da, sunt unii care au o grămadă de păr pe aici, dar eu fază că am foarte mult pe picioare cel puțin, deci e, n-am mai, e mult, bă, e...
e extraordinar de mult, de serios. Nu vrei să știi cum e să transpiri, deci e nașpa rău, frate. Da, nu am răbdare, cred că sunteți mulți care nu aveți răbdare, e trist rău. Încerc să-mi formez răbdarea, că cu răbdarea trici mare, e o porcărie total. Dar da, trebuie să-mi fac răbdarea, să-mi o construiesc, nu știu, n-am răbdare, nu știu de ce sunt atât de prăși, bă, deci nu pot să am răbdare, mi-e greu. Dar uneori când am avut răbdare și văd că a trecut timpul care a necesitat răbdare, știi, și am văzut că am avut răbdare, mă simt așa de zen, mă simt, uite, bă, eu sunt Dalai Lama, frate, eu pot să fac asta, pot, sunt ce vrei tu, da? Sunt budist, n-am răbdare. Cel puțin când eram mai mic, bă, n-aveam deloc răbdare, acum mai am, dar nici acum, nu știu, mă plictisez repede, mă enervez repede, nu știu ce, sunt prăjit rău, habar n-am. Și ultimul lucru, deși mi-am mai amintit eu câteva, dar nu vi le mai zic, că morților, dă-ne încolo. Da, fac un sport de contact, de bătaie, dar nu-mi place să mă bat. De ce? Pentru că mi-e frică. De ce? Mi-e frică să mă bat, că poate, nu știu, poate l-omor pe ăla și mie mi-e foarte frică de asta. Deci mă tot gândesc de asta, deci chiar mi-e frică, vorbesc serios. Mi-e frică pentru el, nu pentru mine. Să zicem că o iau, pot să o iau rău tare, bă, dar mi-e frică că pur și simplu dacă o dau, deci mi-e foarte, foarte frică. O să intervină egoismul și narcisismul, dar trebuie să vă povestesc. Am monturile foarte tare, gen nu mai simt dacă fac chestii, gen flotări pe piatră sau, mă rog, nu mai simt. Am făcut gen și mi-e foarte frică că dacă prind la unul un punct, știi, gen aici, poate, nu știu, îi pleacă cumva maxilarul, îi se duce de tot, știi, și îi pune de la cu fier aici. Mi-e foarte frică că poate îi dau una, devine inconștient și, nu știu, și cade acolo pe jos și direct cu emoții, că dă cu capul de ceva. Deci de asta mi-e frică să mă bat. De asta încerc să evit cât pot eu de mult bătăile, nu pot să mă bat nici în joacă, pentru că nu știu, nu pot cu joaca asta, devine imediat pentru mine, nu pot. Cu siguranță, dacă este mai ales, dacă sunteți băieți, mai aveți așa momente când vă bateți din joacă, e bine, mie nu-mi place deloc, evit cât mai mult chestia asta, chiar nu-mi place deloc, frate. Pentru că chestia asta nu pot să iau ca pe o joacă, deci mi-e frică că, op, și-ai murit cu o moție în mormânt și nu vreau. Da, și ar mai fi câteva chestii, mult mai multe chestii, da, e de ajuns atâta, sper că mă cunoașteți mai bine acum, sper că ați aflat ce om prăjit și ciudat sunt. Dacă aveți și voi lucruri, da, care sunt similare cu ale mele sau faceți ca mine, lăsați acolo un comentariu, să nu mă simt așa singur, da? De asemenea, puteți să lăsați și un dislike, adică un like, pardon, da, dacă v-a plăcut, bineînțeles, și nu uitați de un follow pe Instagram, bineînțeles. Bă, mă enervează autorurile mele, sunt așa de scurt. Dau direct cu bâta în baltă, fac un episod așa, știi, și după ce s-a terminat, imediat după ce s-a terminat, nu pot să iau așa frumos, da? Eu zic, da, cam ăsta a fost episodul, like și ne vedem, pa. E trist, rău, e trist. De 3 ani chiar trebuie să mai lucrez la chestii. Asta, da, asta e. Da, dacă nu v-ați prins, am lungit-o, da. Bine, foarte bine, un follow pe Instagram, aia e și ne vedem, bă, șacalor, aveți grijă de voi. Și cum zic eu de obicei, pa, bă. Am început să scriu ce simt din nimic, chestii simple, fără motiv, caracter zidit din cuvinte. Mereu dispus să te indispun, nu-mi promite chestii atunci, dacă eu le vreau acum, ia-ți provizii. Caracterul crud, cadru easy. Dacă pâinea ta e amară, știi că e de la investiții. Înfofolit până la cer.